Sindicatul Solidaritatea Sanitară Prahova a organizat în această dimineață, între orele 9 și 11, un protest în curtea Spitalului de Urgență Ploiești. Înarmați cu vuvuzele și steaguri, sindicaliștii și-au strigat nemulțumirea. Asistentele și infirmierele se plâng că după așa zisă majorare a salariilor din sănătate au ajuns să primească mai puțin bani. Mai mult, le-au fost luate și niște sporuri. Marea doleanță este să ni se dea sporul înapoi. Nu știu ce calcule să fac undeva pe sus, că mi s-au dat 500 de lei la salariu brut, în schimb în mână noi luăm cu 1500-200 de mii. 20 de milioane, mai puțin. Deci nu mă încălzește că am brutul mai mare dacă eu în mână iau bani mai puțin. Cum v-a afectat măsura aceasta a salarizării? Destul de mult. Ca pe toată lumea. Respectiv? Din jur de 500 de lei ca infirmier. În minus? În minus, bineînțeles. Plafonarea sporurilor din sistemul sanitar la 30%. Aceasta creează o discrepanță între unitățile din sistemul sanitar. Să ajunge ca un spital județean de urgență, cum este cazul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, să aibă sporuri mai mici decât spitale din celelalte localități ale județului. În primul rând, nu toți angajații din sistem au primit o mărire salarială, chiar dacă se face etapizat pentru celelalte categorii de salariați, brancardieri, infirmiere, farmaciști, chimiști, biologi, fiziokinetoterapeuți. La inflația care este acum în țară, valoarea măririi, creșterii salariale etapizate în 4 ani de zile nu va fi semnificativă. La protest au participat membrii de sindicat care se aflau în timpul liber. Ceilalți au făcut grevă japoneză în timpul celor 2 ore și au purtat banderole pe care scria grevă. Liderii sindicali sunt așteptați de premier mâine la sediul guvernului pentru noi discuții. În lipsa unui acord, o grevă generală este programată pentru vineri, 11 mai.